Bună ziua, numele meu este Elena Iordache și sunt o librară în librăria Book City Coresi din Brașov. În cadrul campaniei Dăruiește Inspirație al editurii Herald, aș dori să vă recomand o carte care pe mine m-a impresionat profund și m-a făcut să reanalizez felul în care privim viața de zi cu zi. Această carte se numește Izvorul Iubirii, scrisă de sociologul american Kyriakos Marchides. În ea puteți găsi dialoguri extrem de interesante cu părintele Maximus, care explică într-un mod accesibil și captivant beneficiile spirituale ale postului, ale rugăciunii, ale studierii Vieții Sfinților, cât și care sunt roadele Duhului și cum le putem obține. Această lucrare dorește să creeze o punte între minte și spirit, între viața cotidiană modernă și idealurile spirituale și religioase pe care fiecare persoană le poate atinge. Personal, consider că această carte, așa cum indică și titlul, este în mod principal despre iubire. În zilele noastre, cuvântul iubire înseamnă mult mai puțin decât ar trebui el să semnifice, de fapt. Întreaga noastră existență este rezultatul iubirii, începând de la dragostea lui Dumnezeu pentru oameni până la proprii noștri părinți. Această emoție ne modelează viața și felul în care gândim și relaționăm cu ceilalți. În celelalte cărți ale profesorului Kyriakos Marchides, aflăm că Dumnezeu se află în fiecare dintre noi și că El nu trebuie căutat în exterior. Și așa cum bine știm, Dumnezeu este iubire. Asta înseamnă că fiecare dintre noi este, la rândul nostru, iubire. Suntem capabili de generozitate, de bunătate, altruință, iertare și dragostare, toate acestea fiind fațete ale iubirii mai profunde care ne unește. Cartea Izvorul Iubirii m-a făcut să realizez că am devenit mult prea egoiști și distanți unii față de ceilalți. Nu ne mai folosim imensa capacitate de a face bine de care suntem capabili pe cât am putea. Trăim în niște vremuri foarte dificile și avem nevoie să regăsim această putere divină care trăiește în fiecare dintre noi și consider că această carte ne poate ajuta în călătoria noastră spre acest ideal. Nu suntem construiți ca să fim solitari. Oasele și răsuflările și sufletele noastre sunt conectate în mod ireversibil și irevocabil. Să îl ajutăm pe cel de lângă noi înseamnă să ne ajutăm pe noi înșine într-un mod spiritual. Inima noastră se hrănește cu iubire și dorește să dăruiască iubire. Recomand cu încredere și căldură această minunată carte tuturor persoanelor care se simt copleșite de vremurile în care trăim și doresc să se reconecteze cu latura lor spirituală. Se apropie Sfânta Zi a Nașterii Domnului și vă îndemn să dăruiți din suflet, cu căldură, nu doar cadouri, ci și bunătate. Sărbători fericite!